Salutare cocolișilor și bine v-am regăsit la un episod din Profa cu mustață și cu nas mare, pentru că eu am văzut că ea are și un nas foarte mare. Ia uitați-vă la el, ce nas mare are. Toți acești copii sunt minunați cât de nas mare are el și sunt foarte așa de minunați, cum adică eu, cum Cocos Cristina vine acasă la Profa cu mustață și vrea să-i facă farse. Ce ziceți cocolișilor, o să-mi iau revanșa astăzi, pentru că data trecută nu m-am descurcat așa de bine. Dar voi ați fost alături de mine și veți fi și în episodul de astăzi, așa că haideți să apăsați butonul de Coco Like și să-mi scrieți în comentarii: hai Cristina, poți! Hai Cristina, poți! Hai Cristina, poți! Așa este că pot! Da! Toată lumea! Hai Cristina, poți! Am de gând să mă duc sus, să luăm acea farfurie, nu știu exact ce era, de data trecută și mai țin eu minte că era parcă în cameră la profă, dar stați puțin că nu știu exact unde e profa. Ok, cred că ea este la parter, așa că am de gând să mă ascund aici repejor. Deci mă bucur așa de mult că developerul jocului s-a gândit pentru o gameriță să pună pe fiecare ușă denumirea fiecărei camere. Deci eu îi mulțumesc mult și sunt recunoscătoare, pentru că are așa de mare casa profa, încât tot timpul mă rătăceam și nu găseam pe unde să mă duc. Ia stai să vedem unde se duce profa. A, se duce în study room. Bine, dacă ea s-a dus acolo, eu mă voi duce repede aici și am să pun această farfurie pe masă. Ia uitați-o mă cum se gândește ea ca să mai dea note de 4. Îmi zice aici ca să pun acest cablu. Bun, l-am pus. Și acum îmi spune collect sugar bag, să mă duc să iau zahărul. Ia uitați, acesta este zahărul. Put it on the hot giant plate. Îmi și zice ce să fac, adică ar trebui să mă descurc foarte bine. Ia uitați. Acum îmi zice că să mă duc să iau amidonul de porumb care se află chiar aici. Problema este că profa va veni și nu vreau să mă vadă, așa că am de gând să mă ascund, uite aici. Și stau aici până ce profa pleacă, dar sper să nu vină în camera asta. Măi, se cam îndreaptă încotro. Încotro se îndreaptă, se cam îndreaptă aici. Ia uitați poza ei de buletin. Zice, am ieșit foarte bine aici. Așa că am de gând să mă pun pe perete. Bă, profa s-a dus acolo. Ok. Super, hai că mă descurc foarte bine. Zice că să facem o capcană. Așa că ține o minte că data trecută era pe aici, prin cotețul ăsta. Nu știu exact cum să-i zic în română. Prin debarau asta, prin coteț, prin anexa aceasta, era o frânghie. Așa că haideți să o luăm și spune că să îi facem un fel de capcană, astfel încât ea să cadă și să se împiedice acolo, la brad. Oh, ia uitați-o cum s-a dus în oglindă să se admire. Mamă, dar ce viață are profa asta, pur și simplu, doar dă meditații, face mulți bani. Ia uite, s-a dus în camera de meditații. S-a dus în camera de tortură. Hai de cap meu, hai să punem această frânghie la brăduț. Ok, și zice turn on the switch button, acesta. Ia să vedem, am apăsat. Și acum să fugim. Bun, deci am făcut și capcană, am luat și toate ingredientele, sper că le-am pus super corect. Eu mă duc afară pentru că nu știu când poate să vină profa asta și așteptăm ca ea să se ducă jos acolo. Hai să vedem, doamnă profesoară, ce bine arătați, ce nas mic aveți. Am zis o minciună, mă pun bine cu ea. O ademenesc, o fac să vină acolo în salon. Hai grăbiți-vă, grăbiți-vă că v-am pregătit o surpriză. Uite, știu că pot să sar și pot să-i văd în casă. Ce tare treaba. Acum mă duc, Cocos Cristina, imediat, ai răbdare că mă mișc puțin cam greu astăzi, nu mi-am făcut genoflexiunile. Ați văzut ce sportivă este profa? Eu chiar cred că ea este fostă profă de sport, adică nu știu, umeri alați, nu poți să iai așa ori și cum. Ia să vedem. Mamă, mamă, dar cum se uită cu atenție. Oh, da, acesta este bradul meu minunat. Ia să vedem ce globuri am făcut eu DIY. Oh, s-a împiedicat! S-a împiedicat și s-a pus ea singur. Băi, am făcut o statuie. I-am făcut o statuie la profă. Eu zic că să batem palma. Hai să batem palma. Pentru că m-am descurcat. Super. Hai să ne ducem și să mai alegem încă o farsă. Și să vedem cum am să mă descurc și de data aceasta. Ia uite, hai să o facem pe asta. Cu gingerbread cookies. Se pare că profa s-a pus pe gătit. Ok. Haideți să vedem aici și să vedem cum facem. Ce se întâmplă aici?
Mamă, dar profa se pregătește de o petrecere, așa că ea are de gând să decoreze pe aici, să facă chestii șmechere. What? A luat un ursuleț? Și ce vrea să facă cu el? Mamă, numai planuri diabolice are profa asta. Uite și tu cum își pune ea. V-ați văzut? Și-a pregătit hainele. Try to shock Misty in her Christmas preparation. Bun, haideți să încercăm să îi dăm peste cap toate pregătirile de Crăciun profei. Haideți să apăsăm așa puțin pe hint, că nu știu, adică mă atrage. Arăta cu roșu. Haideți să îi distrugem planul, zice. Și pentru asta trebuie să schimbăm instrucțiunile de la mașinăria aia, de la medium sau la mic, la mai mare. Acum hai să găsim, să vedem unde este mașinăria aia. Hai să vedem, ea este în salon. Mă duc puțin. Uite, aici avem niște scoci. Asta e bună treaba. Și niște lipici. În caz de avem nevoie, știm unde îl găsim. Și acum ne ducem puțin pe la bucătărie. Să vedem dacă este ceva pe aici. Deocamdată nu pare să fie ceva nou. Avem noroc că profa s-a dus la etaj. Așa că eu mă voi duce, uite aici, dar sper să nu mă observe. Hai să vedem. Apăsăm aici, bun. Și acum trebuie să luăm niște carioci verzi pe care să le punem pe rochia ei. Mă întreb, oare unde sunt cariocile alea verzi? Ia să vedem noi. Unde sunt cariocile, măi? O, sunt pe ursuleț. Dar aveți idee, oare unde era ursulețul? Haideți să ne ducem aici pe scări, deși mă simt foarte curajoasă că mă duc pe scări. Și mă duc aici, în cameră, la profă. Să nu mă vadă, băi, să nu mă vadă. Frate, nu pot să cred că m-am dus direct. M-am dus direct la profă, unde era și ea. Da, profesoară? Iarăși ați venit în camera dumneavoastră. Nu vă mai duceți și dumneavoastră prin altă parte. Dar acum, oare unde a pus profa ursulețul? Mi-ar fi plăcut să pot să țin minte unde era ursulețul, dar nu mi-am adus aminte. La câte multe camere are această profă? Ia să vedem. Credeți că era în camera ei? S-ar putea să fi fost în camera ei. Hai să ne ducem. O, camera ei este acolo. Dar haideți totuși să dăm un hint. Că așa fac gamerițele adevărate. Dau hint. Vă dați seama? Dar se pare că hintul nu ne-a zis exact unde se află ursulețul. Așa că noi vom merge singurei să-l căutăm. Aici nu pare să fie. Hai să ne ducem, că s-ar putea să fie totuși în camera ei. De-aia stătea ea pe aici. Astea sunt hainele. Bun. Ok. Și totuși ursulețul acela unde este, măi fraților? Deci intenționat a făcut jocul ăsta cu atât de multe camere ca să-ți fie greu să găsești. Camera de tortură. Ha? Nu e aici ursulețul, nu-i, nu? Ia să vedem încotro. Este în sala de gimnastică, în sala de sport. Nu este aici. Aici? Ursulețule! Aveți idee unde este ursulețul? Poate era într-o cameră de pe jos. Ia uite, profit de faptul că profa este afară. Și ia uite, s-a dus să-și facă genuflexiunile. Zice, îmi fac genuflexiuni ca să alerg mai repede după Cocos Cristina, că ea aleargă repede. Ia să vedem. Deci ursulețul nu-i pe aici. Hai să ne ducem în camera asta, văd că profa vine. O, nu, mă duc în altă cameră, uite aici. Stai, 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 mi-e frică. Ursulețule, unde ești, băi, frate? Deci nu pot să cred că eu nu găsesc acel ursuleț. Stai să vedem încotro se duce profa. Du-te la etaj! Ai știu că ai uitat ceva acolo la etaj. Hai, duceți-vă la etaj. Așa. Oh, nu! Deci nu pot să cred cât curaj am avut. Stai să vezi că o să mă prindă. Oh, nu, 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 m-am blocat. M-am blocat lângă geam. Băi, fraților, ce nebună-i! Deci ce nebună este pur și simplu. Voi ați văzut cum a alergat după mine? Într-una, într-una alerga. Ca disperata s-a dus. Cus, Cristina, unde ești? Băi, deci eu nu văd ursulețul ăla. Dacă ați fi un ursuleț, unde ați fi? Domnule ursuleț, te rog frumos să mi te arăți și mie. Și dau la hint, dar nu mi-arată unde este ursulețul. Nu înțeleg de ce nu găsesc acel ursuleț. Ia să vedem, deci mă duc. Poate este în basement. Nu știu, credeți? A, uite-l, frate! Ce isteață sunt.
haide să scoatem aceste chestii și find something to stick them strongly. Ah, bun, bun, bun. Am găsit aici un lipici. Stai să vedem. Noroc că am găsit aici lipiciu. Dar avem și lipici și scotch. Hai că le luăm pe amândouă. Luăm ăsta. Luăm lipiciu. Ok. Acum a spus. Ce face prof asta, frate? Face breakdance? Aia este în camera de breakdance. Aia nu este camera de muzică, este camera de breakdance. Unde ne învârtim până amețim. Hai coborâți, coborâți, pentru că eu am de gând să mă duc în camera dumneavoastră. Așa, o lasă coboare, o lasă coboare și mă duc în camera ei și lipesc chestiile astea de rochie. Hai, dar nu vă duceți la baie, uite știu cum se duce. Ea a auzit că eu vreau să mă duc acolo la cameră și nu vrea să mă lase. Își tot găsește treburi, astfel încât să-mi pună mie bețe în roate. Zice, uite, mă pieptăm aici și trag de timp, astfel încât să nu o las eu pe Cocos Cristina să reușească. Dar Cocos Cristina se încăpățânează, așa că o să reușească. Stai să vezi, stai să vezi. Un... Oh my God, oh my God, unde s-a dus? Deci mă simt ca șoarecele cu pisica. Hai, duceți-vă pe scări. Duceți-vă pe scări! Să vă pot face farsa, nu de alta. Hai că știu că vreți să vă faceți o farsă. Băi, eu nu mai am răbdare și mă duc repede aici. Ha-ha! Uite-te. O pun aici. Oh! Și acum trebuie să pun chestiile astea verzi aici. Uite, știu că se uită și în oglindă. Și acum pur și simplu fugim. Hai să fugim. Uite, am fugit în copac și din copac direct în piscină. Haide să ne bălăcim puțin în piscina aici, să ne bronzăm, până când profa se duce să se îmbrace. Hai să vedem dacă ne-a reușit farsa. Ar trebui să ne reușească, adică am făcut totul ca la carte. Doamna profesor, dar de ce nu te duci frate la tine în cameră? Ce mai aștepți? A, nu! Se duce, cred că prima dată să dea drumul la megafonul ăla, la muzica, nu știu ce este, pick-up. Hai. Ce față are, nici măcar nu știe ce o așteaptă. Oh, nu! Oh, nu! Dar ce se întâmplă? Melodia mea preferată! Ce chestia? Bălegăreț? Ce se întâmplă? Băi, am aruncat cu bălegăreț în profă! Nu pot să cred așa ceva! Cocolic și lor, ia uitați și voi! Am făcut două farse, mi-a fost puțin greu, dar până la urmă m-am descurcat. Sunt foarte mândră de mine. Ați avut dreptate, Cristina poți, Cristina poți. Ia uitați, chiar am făcut aici toate, de fapt nu era bălegăreț, știți ce era ăla? Era aluat, aluat de turtă dulce și în loc să facem omuleț de turtă dulce, am transformat-o pe profă într-o turtă dulce, așa că ia uitați, am făcut toate capitolele ca o gameriță șmecheră. Spuneți-mi în comentarii dacă vreți să facem mai multe farse odată ce se adaugă update-uri. Să mi le spuneți acolo, Cristina, s-a adăugat un update nou, haide să te joci, să ne arăți că ești gameriță. Iar eu imediat o să vin la datorie și o să fac un episod nou pentru voi, așa că haideți să apăsați butonul de cocolai pentru mine, că chiar m-am descurcat foarte bine. Iar noi ne vedem data viitoare, pa!